Bun găsit! Horoscopul săptămânii 5-11 aprilie 2021. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Săptămâna aceasta începe cu o energie pozitivă care se menține până aproape de final, când s-ar putea să avem parte de niște provocări în area socială, personală și a comunicării. E bine să ne menținem atenția pe chestiunile esențiale și să ne detașăm de circumstanțele mai puțin plăcute. În acest fel, lucrurile se vor alinia de la sine. Luna nouă în Berbec dă startul unei perioade de 2 săptămâni în care vom face progrese substanțiale în diverse planuri ale vieții. Iată previziunile astrologice ale zilei pentru toate zodiile. Berbec. La începutul săptămânii vă bucurați de energii pozitive în cadrul social și interacțiunea cu prietenii vă menține motivația, entuziasmul și pofta de viață. Mai târziu, aspectul dintre Marte și Neptun semnalează o perioadă în care e bine să analizați profund o situație înainte de a acționa sau comunica, deoarece judecata voastră poate fi confuză inițial. Abordați cu grijă orice situație în care vă doriți să progresați. Spre finalul săptămânii, aspectul dintre Venus și Pluto vă sfătuiește să nu adăugați mai multă tensiune în cadrul unei interacțiuni și să vă folosiți de intuiția și instinctele voastre pentru a depista când e cazul să vă detașați. Luna nouă în semnul vostru zodiacal de duminică aduce startul unei noi perioade în viața voastră personală. Taur. Atenția pe care o acordați obiectivelor voastre la începutul săptămânii vă mărește șansele de succes. E bine să interacționați cu persoane care vă pot ajuta în acest proces. Mai târziu, aspectul dintre Marte și Neptun s-ar putea să vă întunece judecata legată de finanțe. Prin urmare, aveți grijă la modul în care vă gestionați resursele. Spre finalul săptămânii, aspectul dintre Venus și Pluto vă determină să fiți mai hotărâți, dar e indicat să nu depășiți barierele personale ale altcuiva. Poate că e cazul să analizați o chestiune din planul sentimental. Luna nouă în Berbec de duminică vă încurajează să faceți pace cu trecutul și să treceți spre un alt capitol. Geme. La începutul săptămânii sunteți mult mai conectați la latura voastră spirituală și aveți o intuiție dezvoltată. Folosiți-vă de aceasta pentru a face cele mai bune alegeri pentru voi. Mai târziu, aspectul dintre Marte și Neptun s-ar putea să aducă incertitudine în area sentimentală. Prin urmare, evitați să trageți concluzii pripite înainte de a analiza mai bine situația. Spre finalul săptămânii, aspectul dintre Venus și Pluto vă activează latura defensivă și e bine să fiți atenți la modul în care gestionați circumstanțele. Probabil aveți nevoie să vă eliberați de o presiune emoțională. Luna nouă în Berbec de duminică va aduce beneficii pe plan social și o energie pozitivă în interacțiunea cu persoanele apropiate. Rac. La începutul săptămânii vi se dezvăluie o anumită chestiune de care ar fi bine să vă debarasați pentru a progresa cu adevărat. Probabil este vorba de o emoție sau un resentiment. Mai târziu, aspectul dintre Marte și Venus scoate la suprafață un blocaj care vă limitează și e bine să fiți sincer față de voi pentru a găsi o soluție eficientă și a vă putea elibera. Luna nouă în Berbec de duminică dă startul unei perioade în care veți acumula mai multe resurse. Leu. Atenția pe care o acordați parteneriatului la începutul săptămânii vă dezvoltă relațiile apropiate și vă aduce armonie în plan social. Mai târziu, aspectul dintre Marte și Neptun s-ar putea să declanșeze o neînțelegere între voi și o persoană apropiată sau un grup. Asigurați-vă că toate persoanele implicate într-un plan de al vostru sunt la curent cu detaliile. Spre finalul săptămânii, aspectul dintre Venus și Pluto vă oferă mai mult entuziasm și pasiune în plan personal, iar luna nouă în Berbec de duminică vă dezvoltă intuiția. Fecioară. La începutul săptămânii e bine să vă mențineți atenția pe aspectele esențiale ale vieții și să vedeți ce anume necesită ajustare în viața de zi cu zi. Mai târziu, aspectul dintre Marte și Neptun vă poate aduce un val de confuzie legat de ceea ce vă doriți cu adevărat.
Activitățile relaxante, precum meditația sau contemplarea, vă pot aduce mai multă claritate. Spre finalul săptămânii, aspectul dintre Venus și Pluto s-ar putea să vă declanșeze abordarea precaută și să fiți mult mai sceptici. E bine să fiți sinceri față de sentimentele voastre și să analizați motivul pentru care aveți dubii. Luna nouă în Berbec dă startul unei perioade în care vă veți vindeca emoțional. Balanță. La începutul săptămânii, sectorul armoniei și al creativității este activ la voi și va aduce multă energie pozitivă, inspirație și entuziasm. Mai târziu, aspectul dintre Marte și Neptun s-ar putea să vă întunece perspectiva pe care o aveți față de viitor. De aceea, e bine să vă bazați pe fapte și să vă păstrați optimismul. Spre finalul săptămânii, aspectul dintre Venus și Pluto vă determină să fiți mai precauți în relațiile apropiate. Prin urmare, asigurați-vă că analizați atent ceea ce urmează să puneți în aplicare pentru a păstra un echilibru. Luna nouă în Berbec de duminică dă startul unei perioade în care vă dezvoltați relațiile de parteneriat. Scorpion. Sectorul casei și al familiei este activ la începutul săptămânii și vă determină să vă axați pe propriul confort și interacțiunea cu cei apropiați. Mai târziu, aspectul dintre Marte și Neptun vă încurajează să fiți cât se poate de clari față de intențiile voastre și să vă asigurați că acționați în armonie cu ceea ce vă doriți cu adevărat. Spre finalul săptămânii, aspectul dintre Venus și Pluto vă dezvoltă instinctele și vă determină să abordați cu grijă anumite chestiuni din planul sentimental. Luna nouă în Berbec de duminică dă startul unei perioade în care veți face progrese în area profesională sau în viața de zi cu zi. Săgetător. Modul în care vă folosiți de puterea și energia voastră mentală la începutul săptămânii vă dezvoltă aptitudinile native. Mai târziu, aspectul dintre Marte și Neptun vă semnalează să fiți mai atenți la modul în care abordați lucrurile în relațiile apropiate pentru a nu acționa din impulsivitate. Spre finalul săptămânii, aspectul dintre Venus și Pluto vă încurajează să mențineți armonia din interacțiunile voastre, iar luna nouă în Berbec de duminică dă startul unei perioade în care proiectele voastre vor înflori. Capricorn. Atenția pe care o acordați sectorului financiar la începutul săptămânii vă poate aduce o oportunitate de a vă dezvolta resursele materiale. Mai târziu, aspectul dintre Marte și Neptun s-ar putea să vă aducă incertitudine în analiză. Prin urmare, evitați să vă însușiți mai multe responsabilități decât e cazul. Spre finalul săptămânii, aspectul dintre Venus și Pluto s-ar putea să declanșeze niște neînțelegeri în cadrul familiei. Iar pentru a le rezolva, e bine să vă detașați și să analizați perspectiva de ansamblu în loc să vă pierdeți în detalii. Luna nouă în Berbec de duminică dă startul unei perioade de reinstaurare a armoniei în planul domestic. Vărsător. Emoțiile voastre sunt mult mai intense la începutul săptămânii, dar și intuiția este ascuțită, având în vedere că luna trece prin semnul vostru zodiacal. Mai târziu, aspectul dintre Marte și Neptun s-ar putea să declanșeze confuzie în area comunicării. Prin urmare, asigurați-vă că sunteți cât mai clari în exprimare și, dacă e cazul, cereți o reconfirmare. Spre finalul săptămânii, aspectul dintre Venus și Pluto s-ar putea să vă determine să fiți mai hotărâți și siguri pe voi, dar e bine să fiți atenți să nu vă mențineți punctul de vedere doar din orgoliu. Luna nouă în Berbec de duminică dă startul unei perioade în care vă dezvoltați aptitudinile de comunicare și explorați noi posibilități. Pești. Subconștientul vostru este mult mai activ la începutul săptămânii, iar intuiția mai intensă, ceea ce vă determină să vă analizați mai profund gândurile, sentimentele și circumstanțele. Mai târziu, aspectul dintre Marte și Neptun vă poate pune piedici în calea pe care o urmați. De aceea e bine să luați o pauză și să vă revizuiți abordarea. Spre finalul săptămânii, aspectul dintre Venus și Pluto s-ar putea să declanșeze o problemă legată de finanțe sau alte resurse materiale. Și e bine să fiți precauți. Luna nouă în Berbec de duminică dă startul unei perioade în care vă veți consolida într-un mod inteligent strategiile din sectorul valorilor materiale și al stabilității. O săptămână minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!